Dumnezeu să fie binecuvântat! Dragi oameni ai lui Dumnezeu, suntem din nou împreună prin mila Stăpânului care ne-a dat viață, ne-a păstrat viața, ne-a dat mântuire și ne-a păstrat mântuirea. Și vreau să apreciez efortul pe care dumneavoastră îl faceți să veniți în timpul săptămânii la biserică de mai multe ori. Vreau de asemenea să apreciez viziunea pe care o are conducerea bisericii cu privire la instruirea credincioșilor și din toată inima, în mod personal, cred că seminariile sunt un mod de a ne instrui în înțelegerea Scripturii în mod profund, mult mai eficient decât atunci când cineva vine și are 30 de minute la dispoziție să spună o predică. Cred din toată inima că avem nevoie și de astfel de întâlniri, dincolo de sărbătoarea închinării pe care o avem de mai multe ori în timpul săptămânii, pentru că anii trec, îmbătrânim, ne apropiem de momentul plecării și Dumnezeu și oamenii se așteaptă odată ce trecem prin viață să ne maturizăm, să creștem și să desăvârșim atât mântuirea noastră cât și slujirea noastră. Vreau să mulțumesc fraților păstori, fratelui Ionel, fratelui Patriciu, celorlalți din conducerea bisericii, pentru această onoare pe care mi-au acordat-o să fiu mai multe seri la rând aici și să mă adresez dumneavoastră în numele Domnului Iisus Hristos. Știu că acesta este un har de la Domnul pe care îl prețuim cu modestie fiecare dintre noi, înțelegând că dacă ceva strălucește între noi este doar numele Domnului, darurile Domnului și harul Domnului. Dumnezeu să fie binecuvântat în noi și între noi. Aș vrea în seara aceasta, scumpii mei, să vorbim potrivit felului în care frații păstori au organizat tematica, să vorbim despre religie sau relație. Dincolo de acest joc de cuvinte, dincolo de aspectul lingvistic, aș vrea să privim puțin în Scripturi și să înțelegem mai mult ce vrea Dumnezeu să ne spună. O să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 17, un text de la care vom pleca. Faptele Apostolilor, capitolul 17, o să începem citirea cu versetul 16. Vă rog respectos să vă ridicați. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărăta Duhul la vederea acestei cetăți plină de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiu acesta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz, am vrea, dar, să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu e departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
Amin. Mulțumesc. Vă invit respectos să vă reocupați locurile. Este știut de toată lumea și este recunoscut de toți oamenii că omul este o ființă prin excelență religioasă. Indiferent de gradul de civilizație al unui popor, al unei etnii, toate națiunile pământului au o formă de religie. Biblia explică această căutare a omului după Dumnezeu, spunând prin Solomon următoarele cuvinte: orice lucru el îl face frumos la vremea lui și a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Căutarea omului de Dumnezeu s-a manifestat și se manifestă în multe feluri. Această căutare de Dumnezeu a dat naștere la mai multe religii, la o diversitate, la o complexitate de religii. Toate religiile acestea care au luat naștere pe scena istoriei, de-a lungul istoriei umane, exprimă experiența pe care oamenii o au, personalitatea lor, cunoștința lor, cultura și tradițiile în care ei au fost educați, în mediul de hrănire în care au crescut, în familie și în localitatea lor. Relația dintre creator și creatură a fost ruptă prin păcatul pe care primii oameni, Eva și Adam, l-au făcut în grădina Edenului. Păcat care i-a despărțit pe oameni de Dumnezeu. A urmat blestemul peste diavolul care, sub formă de șarpe, i-a instigat pe oameni, pe primii oameni, să păcătuiască. A urmat blestemul peste pământ și a urmat nu blestemul, ci doar pedeapsa peste oameni. Și ei au fost deportați din prezența lui Dumnezeu, scoși din grădină, și au urmat toate celelalte consecințe ale păcatului, unele pe termen scurt, altele pe termen lung. La creație, Dumnezeu i-a oferit omului oportunitatea, onoarea unei relații personale, spirituale cu Dumnezeu, și Biblia ne spune că omul se întâlnea cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Religia nu a fost ceea ce Dumnezeu a vrut de la om, religia nu a fost niciodată inițiativa lui Dumnezeu. Religia privită din afară nu este nimic altceva decât un înlocuitor, un surogat al relației pe care omul a avut-o inițial cu Dumnezeu și mai apoi a pierdut-o prin păcatul pe care conștient, personal, voluntar l-a făcut în grădină. Biblia prezintă planul mântuirii, mântuire însemnând restaurare, aducere înapoi la starea inițială. Dacă îmi permiteți într-o paranteză, ați văzut că uneori când telefonul se blochează sau nu mai îndeplinește anumite funcțiuni obișnuite, suntem invitați să-l oprim sau să apăsăm pe un buton ca să-l resetăm. A reseta un astfel de aparat electronic înseamnă a apăsa un buton care conduce aparatul la setările inițiale. Ei, mântuirea a fost o resetare a omului care s-a defectat și prin această resetare, prin această mântuire, omul a fost adus la starea inițială. Această mântuire, această restaurare a omului și aducere a lui la starea inițială s-a făcut prin lucrarea Trinității. Dumnezeu Tatăl a organizat planul, El l-a proiectat în calitate de arhitect. Dumnezeu Fiul cu planul l-a realizat și Dumnezeu Duhul Sfânt încă îl aplică. Ei bine, Mântuitorul a venit să ofere modelul unei relații, unei relații personale între om și Dumnezeu, între fiu și tată. De aceea El a venit pe pământ prin întrupare și a fost exemplul lui Dumnezeu pentru oameni, dar a fost și Mântuitorul care a produs mântuirea, mântuire proiectată de Tatăl și mai târziu aplicată de Duhul Sfânt, care la cinci zecime a venit pe pământ înlocuind Mângâietorul pe Mântuitorul. Așa a luat naștere creștinismul. Creștinismul este religie pentru unii și este relație pentru alții. Este religie ca un set de reguli
religioase, să te îmbraci într-un anumit fel, să te împorți într-un anumit fel, să ții anumite sărbători, lucruri exterioare. Și este relație pentru alți oameni, adică să-L cunoști pe Dumnezeu ca pe o persoană reală, nu ca pe o idee, nu ca pe o religie, ci pur și simplu ca pe o persoană care are sentimente, care are rațiune, care poate fi iubit și care iubește, o persoană cu care poți vorbi și îl poți asculta când vorbește și dezvolți pur și simplu o relație. Este adevărat că relația este spirituală, pentru că Dumnezeu este spirit, adică Duh, Duh sau spirit fiind sinonime. Alegerea pe care noi o facem astăzi este de fapt între religie și relație. Religia fiind impersonală față de ceva, relația fiind personală față de cineva. Tot timpul religia ne pune în contact cu ceva, iar relația ne pune în contact cu cineva. De fapt, aceasta este tot ceea ce eu în această seară voi spune folosind mai multe cuvinte. Primul lucru pe care vreau să-l prezint în seara aceasta este o prezentare sumară a istoriei religiei creștine. Titlul din nou e îndrăzneț, promite prea mult. Atunci când vorbim despre o prezentare sumară a istoriei religiei creștine, vorbim de sute și mii și mii și mii de volume de cărți. Însă eu o să spun trei vorbe pentru ca să creionăm pentru toți cei prezenți o idee despre cum a evoluat istoria creștinismului în cei 2000 de ani. Legat de gândul acesta, vreau să spun că, în primul rând, apariția creștinismului ca relație spirituală între om și Dumnezeu și formarea bisericii creștine. Dumneavoastră știți că biserica creștină s-a format după ce Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat și Duhul Sfânt a venit pe pământ la cincizecime. Atunci s-a format biserica creștină. Ea s-a format în Ierusalim. Atunci când creștinismul s-a format, nu au existat denominații, ci a existat o singură biserică formată din ucenici sau, după cum se zicea, în Antiohia, în sediul misionar evanghelic, dacă cel de la Ierusalim era cel pastoral și apostolic, se ziceau creștini. Biserica era creștină, era formată din ucenici și nu avea niciun nume, pentru că pui nume atunci când sunt două obiecte de același fel. Dacă un singur om ar fi fost pe pământ, n-ar fi fost nevoie să-l numim Luigi, Ionel sau Patriciu, pentru că nu-l confundam cu nimeni altcineva. Dacă sunt doi oameni, să nu zici, hei, că se uită amândoi și zici tu ăla din nou, atunci le pui la unul Ion și la unul altfel. Ei, pentru că a fost o singură biserică, a fost numită Biserica lui Dumnezeu. 10 secole această biserică n-a avut niciun nume, adică până în anul 1000 a fost o singură biserică. Această biserică umplea tot pământul. Odată cu trecerea timpului, biserica aceasta a început să se polarizeze în jurul la două centre de influență. În apus era Roma și în răsărit era Bizanțul, Constantinopolul. În 1054, al doilea lucru pe care vreau să-l spun, apare religiile creștine și Marea Schismă din anul 1054. În anul 1054 se ascute conflictul dintre cele două centre, cel de la Constantinopol și cel de la Roma. Au fost multe motive pentru care s-a amplificat adversitatea dintre ei. Primul dintre ele a fost că unii aveau părerea că preoții trebuie să se căsătorească. Un preot trebuie să fie căsătorit în primul rând ca să își rezolve problemele personale și să fie liniștit cu privire la genul opus. Apoi, nu poți să înțelegi familiile, părinții, bunicii, copiii, dacă tu însuți nu ești căsătorit. Ceilalți, celălalt punct de vedere era că preotul nu trebuie să fie căsătorit, să nu aibă obligații față de familie, față de copii, să se poată duce în slujba Domnului și să nu aibă grijă de nimeni decât de el și de oamenii pe care îi păstorește. Aceasta a fost un punct de vedere care a pus conflict în conflictualitate, în adversitate, cele două tabere care se polarizau în jurul celor două sfere de influență. Al doilea motiv a fost doctrina Filioque. Asta spunea în limba latină, Duhul Sfânt vine de la Tatăl sau de la Tatăl și de la Fiul.
Și acestea două plus probleme politice și mai ales financiare, pentru că starea spirituală în vremea aceea era de plâns, i-a făcut să se despartă. Marea schismă înseamnă marea despărțire. Așa se face că cei de la Constantinopol s-au despărțit de cei din Apus și cei de la Roma au devenit biserica universală, respectiv catolică, că asta înseamnă universal, și cei de la Constantinopol din răsărit au rămas biserica drept credincioasă, adică ortodoxă, că asta înseamnă drept credincios. Și așa se face că ortodoxii au rămas în partea de răsărit și catolicii au rămas în partea de Apus. Și tot așa sunt și până astăzi. S-au împărțit și aia a fost prima împărțire a Bisericii lui Dumnezeu. Până în 1054, din anul 30-34, până în 1054, 1000 și ceva de ani, nu a fost decât o singură biserică. De aceea ortodoxii astăzi vorbesc în ignoranța lor și ne spun: nouă, noi suntem de la început. Începutul a fost 1054, la noi început. Este bine să știm aceste lucruri pentru ca să știm care este istoria noastră. Ar fi așa de trist să nu știu cum l-a chemat pe bunicul sau pe străbunicul. Tot la fel este bine să știm istoria noastră și dacă nu o știm în termen de amănunt, spuneam mai devreme că sunt volume de ordinul miilor, să știm totuși două, trei repere de genul ăsta și nimeni să nu profite de ignoranța noastră, ducându-ne când într-o parte, când în alta și fiind ușor de manipulat. Biserica creștină, de când s-a format la cincizecime și până în anul 1054, la marea despărțire dintre Apus și răsorit, respectiv Roma și Constantinopol, a fost una singură și n-a avut niciun nume. Atunci s-au împărțit în două. Biserica din răsărit, respectiv ortodoxă, de atunci până astăzi n-a avut nicio reformă și nicio trezire. Aceleași odăjdii, aceeași vestimentație, aceeași predică cântată, același stil de liturghie, nu s-a schimbat absolut nimic, pur și simplu s-a conservat până astăzi. Eu nu comentez lucrul acesta ca fiind bun sau rău, ci doar îl prezint ca un fapt istoric. Dacă e bun sau rău, știm noi toți cum este. Biserica din Apus însă a trecut prin foarte multe frământări, foarte multe reacții ale credincioșilor care contestau spiritualitatea și slujirea incompetentă a preoților și de multe ori masele au pus presiune pe conducerea bisericii și s-au făcut foarte multe reforme. De aceea Biserica Catolică a trebuit să facă față prin multe schimbări ca să rămână în funcție. Așa se face că Biserica Catolică, revenind acum după 1054, a început să meargă în jos în ceea ce privește spiritualitatea. Au început să vândă niște hârtii pe care le numeau indulgențe și pe care oamenii le cumpărau ca să li se ierte păcatele. Spre exemplu, eu astăzi scot 50 de euro din buzunar, mă duc la preotul catolic, acum îmi imaginez cum era atunci. Mă duc la preotul catolic și îi spun: eu astăzi am avut o aventură, nu știu cum, și uite, 50 de euro, dăm o indulgență de 50 de euro și în baza la indulgența aia de 50 de euro sunt iertat. Numai imaginați-vă ce convenabil era pentru vremea de atunci să trăiești în păcate după cum îți dictează inima și să fii liniștit seara să dormi ca un baby, că tu ești iertat de Dumnezeu, că ți-ai cumpărat indulgențe după măsură. Așa ajunsese biserica de rău și multe alte nebunii de genul acesta. Ei, cândva în anii 1400, respectiv secolul 15, un preot catolic pe care l-a chemat Luther a început să citească epistola către romani. Și citind epistola către romani, Martin Luther a descoperit mântuirea prin credință. Atunci el a scris niște teze pe care le-a lipit pe ușa unei catedrale, teze în care prezenta mântuirea prin credință. A început să predice despre asta și să se ridice împotriva conducerii Bisericii Catolice, care trăiau în păcat. Ei nu-și căsătoresc preoții, dar fiecare preot avea câte două, trei femei de serviciu și lista continuă. Și trăiau într-un păcat ieșit din comun. E, omul acesta s-a ridicat împotriva acestei nespiritualități și asupra unei biserici cufundată pur și simplu în păcat. Și a făcut o reformă care a cuprins Germania și lumea întreagă. Ei, în momentul acestei reforme, care a cuprins toată Europa, în mod deosebit partea de Apus, așa cum spuneam, a apărut protestul acesta care a dat naștere unei mișcări numite mișcarea protestantă. Când ați auzit de protestanți, să vă gândiți la Luther care a protestat și le-a spus șefilor Bisericii Catolice că sunteți niște păcătoși și duceți credincioși în iad împreună cu voi.
Așa a luat naștere biserica reformată, protestantă, luterană. Atunci a luat naștere, în secolul 15. Și o mișcare de trezire masivă, profundă, a cuprins partea de apus a Europei. Și s-au format biserile acestea care puneau în evidență mișcarea protestantă. Anii au trecut, ajungem la 2-3 secole mai târziu, secolul 18-19, și mișcarea protestantă se duce și ea unde era Biserica Catolică înainte de Luther. Se duc din nou în păcat, că orice trezire care se face într-o generație nu durează mai mult decât 3 generații și se duc în jos. Dacă următoarele generații nu experimentează trezirea. Acum încercați să faceți o aplicație practică la mișcarea noastră și aceasta este un pic din răspunsul la marea întrebare. De ce ieri a fost diferit de astăzi? Sau de ce astăzi este diferit de ieri? Oamenii care s-au pocăit în 1922 și au înființat în România Biserica Pentecostală au venit de la ortodoxi la pocăință printr-o decizie personală. Copiii noștri n-au luat nicio decizie personală să se nască în familiile noastre, au fost aduși de mici la biserică, s-au obișnuit cu toate, rămân în biserică, se mai botează, nu se mai botează și așa, mai de rușine, mai de silă, mai de milă, mai de... Ei, să nu vă supărați că îndrăznesc să spun lucrurile acestea, dar nu întotdeauna cei care au fost născuți în familii de credincioși și rămân în biserică experimentează o naștere din nou autentică. Nu o fac întotdeauna din simplu motiv că îl iubesc pe Domnul și urăsc păcatul, de cele mai multe ori o fac că s-au obișnuit cu stilul ăsta de viață și nu știu altfel. Nu fumează că n-au fumat, nu beau că n-au băut, din respect pentru părinți, din rușine pentru oameni, din încă 1000 de motive, un pic din dragoste de Dumnezeu, ei, dar toate acestea însă pun în evidență un alt interes, o altă motivație care dă naștere la un alt tip de credincios, alte generații. Așa s-a întâmplat că în secolul XIX, biserica protestantă cu toate, mișcarea protestantă cu toate bisericile acelea s-a dus din nou în jos. Și vine un nou van de trezire, protestanți la protestanți. În 1500 a fost protestanți la catolici, acum vine protestanți la protestanți. Asta e numită mișcarea neoprotestantă. Și mișcarea neoprotestantă sunt pentecostalii, sunt baptiștii, sunt creștinii după Evanghelie și poate că un pic adventiștii. Ei, vorbim despre lucrurile acestea, vorbim despre a doua mare trezire, despre valul neoprotestant, revenirea la relația spirituală dintre om și Dumnezeu în timpul trezirilor spirituale din secolul XIX. Ei, cam asta am vrut să spun în 3 vorbe și un cuvânt despre cum a plecat Biserica lui Dumnezeu de la Domnul Iisus, de la apostoli, a trecut prin secolul 3, unde Biserica lui Dumnezeu, care era oprimată de guvernul roman, care se manifesta diferit în toate părțile Imperiului și cultul păgân era religia națională, lui s-a dat liber după ce Constantin cel Mare, unul dintre împărați în jurul anului, în secolul 4, trecut de anul 300, a avut un vis în războiul care era el cu un alt împărat, a văzut o cruce pe cer și pentru că a câștigat războiul în urma visului pe care l-a avut, el a permis creștinismului, care era scos în afara dreptului de a-și manifesta credința, a permis creștinismului să aibă libertate de închinare alături de cultul păgân în Imperiu. Și apoi ajungem la 1054, secolul 15, secolul 19 și 2014 în luna septembrie. Ei, cum a fost posibil ca acest mers sinuos în istorie să pună în evidență treziri spirituale și alunecare în păcat? Trezire spirituală care a durat 3-4 generații sau alunecare în păcat, să nu vorbim de evul mediu care a durat 1000 de ani aproximativ, plus minus, în funcție de istorici, dar aproximativ din anul 500 până în 1500 și asta s-a manifestat în vest, în Biserica Catolică. Spre exemplu, în Spania s-a manifestat cel mai mult sau oricum în partea de apus a Europei, cu niște chinuri și martiraje ieșite din comun. Spre exemplu, aveau niște cisme metalice, cam până aproape de genunchi, cu un fel de piuliță în cismă și cu un șurub pe care îl înșurubau, intrând, penetrând glesna celui care se închina lui Iisus Hristos și nu se supunea cardinalului sau regulilor Bisericii Catolice și au fost chinuri ieșite din comun. Sunt cruciadele, e o istorie zbuciumată și interesantă și ar trebui să o cunoaștem ca să ne cunoaștem originile și să ne cunoaștem frământările de 2000 de ani sau de 20 de secole de istorie și în felul acesta vom înțelege foarte mult din
mișcarea vorbirii în limbi, din toate experiențele prin care au trecut credincioșii de-a lungul timpului. În sfârșit, aș vrea să ieșim de aici și să spun că au existat foarte multe forme de manifestare ale creștinismului în istorie. Spre exemplu, atunci când creștinismul a luat naștere la cruce, el a însemnat o relație spirituală personală între om și Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, care e mântuitor și mijlocitor. Asta a însemnat pocăința la cruce, o recunoaștere a păcătoșeniei, o acceptare a vinovăției și o dorință de restaurare. Asta este pocăința autentică. Astăzi, oamenii vor mântuire, dar nu mai recunosc că sunt păcătoși. Am întâlnit pe unul care a spus: mie nu-mi e rușine de trecutul meu, dar vreau să mă pocăiesc. Aproape că e greu să te abții să-i spui: nu ți-e rușine. De ce vrei să te pocăiești dacă nu ți-e rușine de trecutul tău? Că asta înseamnă pocăință, mi-e rușine de ce am făcut. Sunt oameni care nu înțeleg ce e pocăință, ridică o mână, se bagă aici, ies afară și-s mai rău decât înainte. Pocăința este o mare responsabilitate. Pocăința este o schimbare majoră. Pocăința înseamnă să-ți vezi trecutul și să-ți fii atât de rușine de el încât să te îngrozești. Să recunoști că ești vinovat, să accepți că meriți toată pedeapsa, apoi să o pui peste Domnul Iisus care a murit în locul tău și să începi o viață nouă după alte valori, după alte priorități, după alte convingeri. Asta înseamnă o pocăință autentică, dar asta presupune o schimbare majoră de viață încât nu mai îl recunoști pe ăsta. E același ambalaj, dar conținutul s-a schimbat puternic. Ei bine, creștinismul ăsta însă a ajuns în Grecia. Grecia era exponentul filozofiei, era exponentul cognitivității umane din vremea aceea. De acolo au ieșit toți filozofii. Și când creștinismul a ajuns în Grecia, s-a transformat în filozofie. De acolo au ieșit gnosticii. Partea de creștinism care spunea că creștinismul nu este altceva decât o sclipire a minții și numai inteligenții înțeleg mântuirea. Creștinismul însă s-a dus și la Roma, pentru că era capitala politică a Imperiului și acolo creștinismul a devenit o instituție. Creștinismul a cuprins toată Europa și a devenit o tradiție, a devenit o cultură. Astăzi, cel mai tradițional și culturalizat creștin continent este Europa. Este conservat, este înțepenit, este înghețat pur și simplu. Din punct de vedere religios, este pur și simplu un continent înțepenit în cultura pe care a primit-o cu 2000 de ani în urmă, dar pe care nu mai practică aproape nimeni. Sigur că creștinismul acesta a trecut și oceanul și a devenit caritate. Ei, toate aceste valențe, toate aceste forme de manifestare ale creștinismului nu vorbesc altceva decât despre felul în care a apărut religia în Grecia ca și înțelepciune și cei care sunt intelectuali astăzi primesc acest aspect, această valență, această formă a religiei, intelectualitatea. Lor trebuie să le spui, să vină cineva priceput și să le țină studii din alea cu 1000 de intersecții, cu viraje masive, cu adânci. Ei, lor nu le plac cântările, nu le plac rugăciunile, dar le plac studii, pentru că sunt oameni cu minte ascuțită și numai asta vor, hrană cognitivă, hrană pentru rațiune. Sunt pătura de jos, oameni simpli, oameni fără carte, ăstora le trebuie rugăciuni, stăruințe, cântări. Este partea aceea a omului care vrea întâlnirea mistică cu Dumnezeu. Este și partea politică a creștinismului de la Roma, unde vor instituții, ierarhii, tot felul de departajări. Și există și partea americană, unde sunt oameni care vor să meargă în misiune, la săraci, să facă bine. Toate valențele astea le întâlnim astăzi. Este simplu de observat. Adevăratul creștinism nu e niciuna dintre ele și nu sunt toate la un loc, dar dacă lipsește scânteia de relație, de cunoaștere, de îmbrățișare a lui Dumnezeu permanentă, dimineața, seara, ziua, noaptea, printr-o atingere personală cu El, printr-o vedere personală a Lui, printr-o întâlnire personală cu El. Eu am avut nevoie să mi se explice cum e Dumnezeu înainte să mă întâlnesc cu El, dar după ce m-am întâlnit cu El și după ce mă rog în fiecare zi Lui, cum poate să vină cineva să-mi spună că El nu există, când eu am vorbit cu El cu puțin înainte să plec înspre biserică? Toată zestrea de experiențe cu Dumnezeu pe care eu și dumneavoastră am avut-o ne pune pe noi în situația de copii față de El în calitate de tată și noi nu mai avem nevoie să mai credem că noi pur și simplu trăim cu El. Noi ne întâlnim cu El în fiecare zi. Ei, aceasta este relația.
să-L întâlnești, să te minunezi de El, că încă îți mai permite să stai lângă El, că încă te mai primește, că îți mai dă încă o șansă. Am promis de atâtea ori că nu mai facem și am făcut din nou. Pentru că noi nici astăzi nu suntem desăvârșiți și la modul absolut nu vom fi niciodată în viața aceasta. Dar întotdeauna la modul absolut vom vrea să fim și o vom lua de la capăt mereu și mereu și o vom lua de la capăt mereu și mereu. Asta e relația, să alergăm după o persoană, să imităm o persoană, nu să alergăm după idei și să imităm idei. Noi nu urmărim o idee, noi urmărim o persoană. Noi nu urmărim o idee numită creștinism, noi urmărim o persoană numită Iisus. Iisus din Nazaret, care e viu în noi. Și misiunea noastră nu este să ne încărcăm cu idei, ci este să imităm o persoană a cărui mărturie, imagine și chip să fie reflectat în noi. De aceea mărturia noastră ca biserică față de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ascultați-mă, frați și surori, că ceea ce urmează să spun este de-a dreptul extraordinar surprins în Biblie. Oamenii din lume știu despre Dumnezeu atât cât le arătăm noi prin mărturia noastră personală. Dacă le arătăm un Dumnezeu care fumează, Dumnezeu fumează pentru ei. Dacă prin exemplu personal le arătăm un Dumnezeu care își bate nevasta, pentru ei e voie să-și bată nevasta. Dacă prin viața noastră le arătăm un Dumnezeu care se roagă, un Dumnezeu care citește Biblia, un Dumnezeu care își respectă soțul și soția, își educă copiii, este prezent la biserică, nu consumă droguri, alcool și țigări, ei vor înțelege că voia lui Dumnezeu este ca ei să nu consume alcool, droguri și țigări, să nu-și bată nevasta și să-și respecte bărbatul și așa mai departe. Oamenii din lume îl cunosc pe Dumnezeu din viața noastră. Iar dacă viața noastră e compromisă și murdară, pentru ei Dumnezeu e compromis și murdar. Iar vinovăția noastră e masivă pentru că predicăm cu fapta un Dumnezeu sfânt pe care noi îl prezentăm murdar. Nu cred că e o vinovăție mai mare, un păcat mai mizerabil decât acesta. Și făcut chiar de copiii lui Dumnezeu. Asta e și mai trist. Că dacă dumneata ne cinstești pe vecinul care nu ți-e tată, nu-i mare lucru dacă îți ne cinstești pe tata care te-a ținut în brațe și care ți-a dat să mănânci pâine până la 20 de ani, să nu te superi pe mine, dar să-ți fie rușine. Religia are forme reci, are tradiții și cultură. Oamenii vorbesc frumos, dar trăiesc urât. Cu națiuni creștine, dar un creștinism nepracticant. Europa este un grup de națiuni creștine, dar nu practică creștinismul acesta. Se căsătoresc bărbați cu bărbați. Ați observat cine a câștigat anul acesta Eurovisionul? Dumneavoastră știți mai bine că doi într-unul ca formula de șampon de aici este din țara asta. Nu vrem să fim ironici și disprețuitori, dar dacă bunicul săracu sau străbunicul ar învia și l-ar vedea pe ăla cum arată, sau nu știi cum, dacă e masculin sau feminin, e neutru, bineînțeles, dacă l-ar vedea cum arată, cred că ar plezni fierea în el și ar muri de mirare. În urma unei sentințe judecătorești în Australia, un cetățean a dobândit prin sentință judecătorească dreptul de genul neutru. Și a dobândit genul neutru și el nu este masculin sau feminin. Apropo, în toate formularele guvernamentale din țările civilizate, pe lângă masculin și feminin, a apărut sau va apărea o pătrățică pentru genul neutru. Dacă spui asta în biserică, oamenii spun, nu ne vorbi de lucrurile astea în biserică, dar unde vrei să-ți vorbesc despre lucrurile astea dacă nu în biserică? Că numai aici ne întâlnim. Moda unisex, iertați-mă expresia, asta înseamnă o pereche de pantaloni care se potrivește și pentru un gen și pentru altul. Nu mai sunt două genuri, bărbați și femei, și doi într-unul. Dacă mergi în spatele la unul pe aici, pe nu știu care ștrase, mergi în spatele la un individ, nu mai știi dacă e bărbat sau femeie, că și unul și altul are părul ori lung, ori scurt. Nu mai e vorba lui Pavel, nici firea nu vă învață că un bărbat trebuie să aibă, să fie tuns. Nu mai ne învață firea, nu mai ne învață, că nu mai avem fire, nu mai avem rușine, nu mai avem conștiință. Firea nu ne învață, Biblia nu ne învață, de părinți nu mai ascultăm, că ne-a adus barza, iertați-mi expresia, nu mai ascultăm de nimeni. Asta e generația în care ne creștem noi copiii. O generație foarte complicată, nu mai are niciun reper, nici măcar repere tradiționale. Când eu eram copil, existau repere tradiționale. Oamenii nu erau pocăiți, dar femeile purtau fustă.
Și tata lucra, iar mama creștea copiii și fetele se jucau cu păpuși. Astăzi fetele nu se mai joacă cu păpuși, pentru că femeia nu mai stă acasă să-și crească copii. Femeia conduce avionul, femeia e polițist, femeia lucrează pe tractor, femeia face lucruri de bărbat. Nu mai există responsabilități feminine și masculine. Nu mai! S-au amestecat, s-au internaționalizat, s-au globalizat și fata astăzi de ce să se joace cu păpușa și nu cu mașina? De ce? Mașinuțele nu mai sunt privilegiu băieților. Degeaba fugim de expresia unisex, adică același gen. Spre exemplu, Elveția a propus, Franța și Germania au acceptat să scoată cuvântul mamă și tată din vocabular. Și părinte de genul masculin și părinte de genul feminin. Pentru că ce mamă mai este când se căsătoresc doi bărbați? Care-i mama? Și toate lucrurile astea se legalizează. Și noi aici în biserică vorbim despre o viață sfântă și grozavă, dar unde este manifestarea ei în lume? Că oamenii ăștia sunt exact cum a fost în Sodoma. Permiteți-mi să spun ceva și înainte să mă criticați, gândiți-vă dacă am dreptate sau nu. Noi spunem că niciodată până astăzi n-au mai fost păcat pe pământ ca și acum. Să nu vă supărați pe mine, dar spunem asta din necunoștință și din ignoranță, că nu e adevărat. Am să vă dau un argument. Vă aduceți aminte când într-o familie din Sodoma au venit niște musafiri să fie cazați? Și când vecinii s-au dus la omul care a cazat musafirii și a spus scoate-i afară că vrem să avem, să ne împreunăm cu ei. Se întâmplă astăzi la noi așa ceva? Încă nu se întâmplă. Sunt sigur că nu-i departe, dar încă nu se întâmplă. Să nu mai spuneți niciodată că n-a fost așa până astăzi, vreți să spuneți că n-a fost așa de când ne-am născut noi și de când s-au născut părinții și bunicii noștri, de la care am auzit câteva lucruri. Dar istoria noastră este plină de păcat, că omul n-a știut să facă altceva decât să păcătuiască. Când omul a fost făcut de Dumnezeu, Dumnezeu i-a propus un lucru, vreau să fii ca mine în sfințenie. Și omului nu i-a plăcut concurența sfințeniei cu Dumnezeu. Dar când a venit diavolul și i-a spus, fii ca Dumnezeu în cunoștință, omul i-a spus, asta îmi place, cunoștința mă face deosebit, îmi dă valoare. Ce mă interesează pe mine de sfințenie? Sfințenia nu o suport. Și astăzi e la fel. Spune-i unui om că te pun primar, că ești deștept, te pun nu știu ce. Păi scapă călcâile de bucurie, dar spune-i cuiva să se sfințească. Păi cine interesează? Pe nimeni. Păi sunt oameni care vin la biserică și nu interesează de sfințenie. Se botează ca să se căsătorească, se căsătoresc pentru alte motive, dar de sfințenie pe cine mai interesează? Păi ce sfințenie e aia când venim cu bluze până aici? Și fără mâneci de se vede peste tot. Din nou ajung acolo și vei spune, frate Luigi, nu mai știi să vorbești decât despre asta. Păi de ce să vorbesc decât de ce văd? Oamenii lui Dumnezeu, noi putem să facem ce vrem aici. Dar Dumnezeu face ce vrea în cer. Asta e singura pedeapsă. Dacă noi facem ce vrem aici, Dumnezeu face ce vrea acolo. Și singurul lucru, singura noastră experiență pe care o să o avem este cea de aici. Noi trebuie să ne pregătim pentru cer. Religia nu ne ajută. Nu este intenția lui Dumnezeu să fim religioși. Plini de fapte exterioare, în timp ce pe dinăuntru suntem viermănoși și ruginiți. Trebuie să ne sfințim, trebuie să intrăm într-o relație spirituală personală cu Dumnezeu. Deci vreau să spun un al doilea lucru, să definim puțin termenii, am ajuns la început. Atunci când vorbim despre termeni, adică religie sau relație, Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește religia astfel. Sistem de credințe și dogme, practici și ritualuri privind sentimentul divinității și care iunește în aceeași comunitate spirituală și morală pe toți cei care aderă la acest sistem. Sau dicționarul mai oferă și o a doua explicație, de fapt sunt mai multe, cel puțin patru. Credința în existența unei forțe supranaturale și adorarea acestuia, care implică un ansamblu de acte, ritualuri, manifestări exterioare. Rădăcina cuvântului acestuia, religie, este considerată a veni din limba latină, de la cuvântul ăsta, religio, și înseamnă reverență față de Dumnezeu. În prezentarea pe care eu o fac în această seară, folosesc cuvântul religie cu sensul de teorie despre Dumnezeu, dar o teorie nepracticată sau practicată la nivelul faptelor exterioare. Sau de asemenea folosesc cuvântul religie cu sensul de obiceiuri, de cultură, de tradiții, exact cum am citit în seara asta din Fapte 17:22. Bărbații atenieni în toate privințele vă găsesc foarte religioși.
Asta le-a spus Pavel grecilor. Atunci când vorbim despre relație, dicționarul explicativ al limbii române spune că e o legătură, o conexiune, o cunoștință, un raport, un legământ, o referință, un proces de însușire a părtășiei, a prieteniei, a apropierii la două persoane. Un legământ între două sau mai multe persoane sau popoare. În prezent, eu voi folosi termenul acesta de relație referindu-mă la apropierea personală între om și Dumnezeu. Sau de asemenea voi folosi cuvântul cu referire la relația spirituală dintre Mântuitorul Iisus Hristos ca mijlocitor trimis de Dumnezeu, avocat trimis de Dumnezeu, pentru ca să-L împace pe om cu Dumnezeu, pe omul certat și într-o stare de dușmănie cu Dumnezeu. Apoi aș vrea să vorbim puțin despre religie și să spunem următorul lucru. În lumea noastră sunt foarte multe religii. În general, religiile se împart în două mari categorii. Se împart în religii monoteiste și religii politeiste. Religiile politeiste vorbesc despre religiile care au mulți zei. Religiile mono, unu, vorbesc despre religiile care au un singur Dumnezeu. Și iudaismul este religia care are un singur Dumnezeu, Iahve, eu sunt. De aceea evreii au scos verbul a fi din vocabular, ei nu spun eu sunt. Atunci când ei spun eu sunt, spun Dumnezeu. Și ca să nu ia în deșer numele Domnului, un evreu nu spune eu sunt mare, spune eu mare. Pentru că altfel ei spun mereu, eu Dumnezeu mare. Are aceeași rădăcină, Iahve, eu sunt cel ce sunt, așa cum i-a răspuns Dumnezeu lui Moise. Ei, iudaismul este religia evreilor care a început în Geneza 12, odată cu chemarea lui Avram. Scopul lui Dumnezeu a fost să cheme un om, omul acesta să se transforme într-o familie, într-o națiune numită evrei, în națiunea aceasta să dea legea, pentru că Dumnezeu, spuneam aseară și repet în seara asta, a dat trei mari daruri oamenilor, pe două evreilor și pe al treilea tuturor. La Sinai a dat legea, a dat îndrumătorul, la Golgota l-a dat pe Iisus, a dat mântuitorul, iar la cinzecime a dat mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt. Primele două au fost date evreilor, lor le-a fost dată legea și prorocii și pe Hristos tot acolo l-a dat. A fost nevoie de un popor ca un cadru în care să vină legea, legea care arăta păcatul și care reclama că ai nevoie de să te speli, că ești murdar. Legea niciodată n-a avut rolul să mântuiască, legea n-a fost dată să mântuiască. Cine predică așa, predică în necunoștință de cauză. Legea a fost dată să descopere păcatul, pentru că niciodată nu poți trece pe roșu la o intersecție la care nu există semafor. Numai dacă există semafor poți să treci pe roșu. Și rolul legii este să descopere pe cei care trec pe roșu. Înainte să fie legea nu fura, nu puteai să fii vinovat că ai furat, că n-a fost dată legea de a nu fura. Păcatul de a fura a intrat în vigoare de-abia după ce a apărut interdicția să nu furi. Rolul legii era să descopere că treci pe roșu și să spună du-te la la locul unde se plătesc amenziile și plătește-ți pedeapsa că ai trecut pe roșu. Iudaismul are două mari probleme astăzi. Prima dintre ele nu mai are templu. Ei n-au nicio soluție pentru păcatul pe care îl fac. Înainte să vină Domnul Iisus Hristos aveau o soluție. Luau mielul, se duceau la templu. Astăzi nu mai au templu. Ce iau astăzi? Că au doar o sinagogă. Cum își rezolvă ei spălarea păcatelor? Înainte să vină Hristos, luau mielul, se duceau la preot și în sângele mielului erau iertați. Astăzi în ce nume sunt iertați? Sigur că creștinii sunt iertați în sângele Domnului, dar ei nu-L acceptă nici pe Hristos și nu mai au nici templu. Ei sunt cea mai nefericită categorie de oameni, pentru că au spus blestemul să vină peste noi și Dumnezeu le-a împlinit dorința. Nu întotdeauna e bine să ne împlinească Dumnezeu dorința, mai ales atunci când cerem lucruri pe care nu le conștientizăm. Islamul este a doua, da, haideți să le luăm pe rând, creștinismul este a treia, este a doua religie care, privind-o din punct de vedere religios, este a doua religie care a apărut pe scena istoriei. Nu zic nimic despre creștinism ca și religie, pentru că eu nu cred că este creștinismul religie, dar din punct de vedere istoric îl prezint ca pe o religie. Islamul este cea mai nouă religie, are aproximativ 700 de milioane de adepți, și credința musulmană afirmă că nu există niciun Dumnezeu afară de Allah și de profetul lui Allah, care este Mahomed.
Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, spunem despre faptul că ei au altă Biblie care este numită Coran. Coranul recunoaște pe Adam, pe Avram, pe Moise și pe Domnul Iisus ca fiind mari profeți, dar nici de cum Mântuitorul. Cel puțin odată în viață un musulman trebuie să facă o călătorie la Mecca și să se închine acolo, care este cetatea cea sfântă a Islamului. Fiecare musulman care speră să scape de judecata lui Allah trebuie să împlinească cele 5 obligații care sunt scrise, sunt numite cei 5 stâlpi ai credinței și sunt scrise în cartea Coranului numită Sura, capitolul 10, versetul 29, pentru că și Coranul ca și Biblia are capitole și versete. Și cei 5 stâlpi sunt recitirea Shahada Dei, nu e al Dumnezeu afară de Allah, ei trebuie să spună asta de 5 ori pe zi. Apoi trebuie să facă rugăciunile zilnice obligatorii în limba arabă și care presupune să îngenuncheze, să facă plecăciuni și întotdeauna cu fața înspre Mecca, cetatea sfântă. Trebuie să facă milostenie, care implică oferirea unei părți din venitul lor. Trebuie să țină post în timpul întregii luni a Ramadanului și trebuie să facă cel puțin o dată în viață un pelerinaj la Mecca. Ei, toate lucrurile acestea ne vorbesc nouă despre o religie care este în plină expansiune. Astăzi am văzut un grup de copii care probabil erau de la o grădiniță sau foarte mici în clasa 1-a de la o școală și erau duși dintr-un loc în altul pe trotuar. Și vreo 4-5 învățătoare erau cu ei. Una era îmbrăcată în stil european și 4 sau 5 erau îmbrăcate în stil musulman. Și m-am întrebat dacă raportul e de 1-4 în favoarea musulmanilor în Europa. Ăsta este un raport care ne vorbește despre vremea sfârșitului, alături de orice alt semn. Atunci când vorbim despre toate lucrurile acestea, aș vrea să vorbim despre tendințe religioase moderne. Aș vrea să vă spun două vorbe cu caracter de statistică, ca să ne facem o impresie de lumea în care trăim. În anul 1800 existau doar 300.000 de oameni care se declarau atei, în anul 1800, 300 de mii. În anul 2008 sunt 750 de milioane. Asta înseamnă că acum 200 de ani erau 0.1 atei. Astăzi sunt 15% din populația globului. 15% din populația globului. Franța e pe primul loc, cu 37%. Franța a nenorocit Europa aceasta. Dacă vă uitați în istoria ei, ea a adus nenorocirea. Toate curentele, umanismul, iluminismul, raționalismul, toate au venit în țara aceasta. Suedia e pe locul 2, Japonia, Danemarca, Austria, cred că e pe locul 10. Atunci când vorbim despre tendințe religioase moderne, vreau să spun următorul lucru. Există o tendință ca oamenii să devină nereligioși. Oamenii devin nereligioși. Cea de-a doua este că religiile se înmulțesc. În ciuda faptului că numărul oamenilor credincioși se micșorează, religiile ca și număr denominațional se înmulțesc. Peste 90% din acestea, peste 90% din acestea, 11.000 de religii au apărut în ultimii 200 de ani. Asta înseamnă că există un proces masiv de apariție de noi religii. Apoi, religiile se divizează. O statistică din 2008 spune că la momentul acesta există 39.000 de denominații creștine. Asta înseamnă că creștinismul se explică în 39.000 de feluri. Cina Domnului se face cu sau fără spălarea picioarelor. Există 39.000 de explicații. Duhul Sfânt vine de la Tatăl sau de la Fiul, sau și de la Tatăl și de la Fiul. Sunt 39.000 de explicații. Noi știm că există explicație baptistă, adică teologie baptistă, și explicație penticostală, adică teologie penticostală. Vreau să spun că în afară de astea două mai există 390.000 minus două. Și ultimul lucru, în timp ce religia se divizează, priviți numai aici, nu știu dacă se vede bine pe screen, toată aceasta este o listă a religiilor lumii. Uitați cum arată creștinismul,
Islamul pe locul 2 cu cele 700 de milioane. Și aceasta este lista. 2.2 miliarde de creștini, 1.4 miliarde de musulmani și așa mai departe. Aș vrea, oprindu-ne aici, cu intenția să vorbim un pic mai târziu despre creștinism, dacă este religie sau relație, pentru că puțin mai devreme nu l-am prezentat ca și religie alături de iudaism și islamism, ca și religie monoteistă, spuneam că este relație, dar aș vrea să aduc câteva argumente, pentru că atunci când vorbim cu oameni, fraților, lumea s-a internaționalizat. Pe vremea, bunicul a murit și n-a văzut niciun musulman. Astăzi e colegul meu. E tovarășul meu din avion, e omul care îmi vinde mâncare sau îi vând eu lui la alimentarea, la magazin. Lumea s-a internaționalizat, suntem cetățeni internaționali. Bunicul nu trebuia să știe să-i răspundă unui musulman cum poate să se convertească, că nu s-a întâlnit bietul niciodată cu musulmani. Și ce rost are să învăț eu cum să-i vorbesc cu unui extraterestru când eu cred că nu există extraterestri. Dar astăzi, dacă sunt înconjurat de musulmani, și mă întâlnesc cu doi pe zi și mă întreabă cine e Iisus, ce zice Biblia și cum să fac să fiu mântuit, e normal că trebuie să știu cum să-i răspund. De aceea trebuie să învățăm. Diferit de bunicul care nu a trebuit să învețe. Haideți să rămânem înaintea Domnului să ne gândim la lucrurile astea ca niște oameni care avem responsabilități mari, să-L reprezentăm pe Domnul într-o lume foarte colorată și să ascultăm cântarea corului, așa cum a anunțat fratele păstor mai devreme. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul Său. Amin. Spuneam înainte de cântarea corului că o să ne uităm un pic la întrebarea creștinismul este religie sau relație și să răspundem nu doar din punct de vedere biblic, pentru că de Biblie țin cont doar oamenii care o cred și aceștia nu sunt mulți. Răspunsurile noastre trebuie să se potrivească pentru orice ființă umană, că noi nu-i vom aduce pe oamenii din lume la Dumnezeu
după mentalitatea pe care noi o avem în biserică. Pentru noi este simplu că Iisus este Domnul, că Biblia este cartea lui Dumnezeu, că omul este mântuit prin credință și pocăință, că omul trebuie să se sfințească și să stea în veghere, că Domnul Iisus stă să vină. Dar pentru oameni, astea sunt povești. De aceea noi trebuie să fim înarmați cu tot felul de arme, că dacă vine cineva la noi să ne instaleze ceva în casă și vine doar cu o șurubelniță și are nevoie de patent, o să plece cum a venit și noi o să rămânem fără lucrul ăla instalat. Cine vine la noi ca să facă o treabă de genul ăsta, vine înarmat cu o grămadă de scule într-o dita mai cutiocu, de-abia o cară după el. Ei, tot la fel și noi trebuie să avem o trusă de scule cât mai complexă pentru ca să folosim după nevoie tot felul de metode prin care Duhul Sfânt să lucreze pentru convertirea oamenilor. Creștinismul presupune o relație vie, dinamică, activă, întemeiată pe iubire și pe prezența Domnului în inima omului credincios, în timp ce religia e un set de forme, de obiceiuri și ritualuri exterioare care nu schimbă absolut nimic în inima unui om. Creștinismul este unic din următoarele motive. Mântuitorul Iisus Hristos este viu, în timp ce Mahomet, Buddha, Confucius și ceilalți întemeietori de religii sunt morți. Numai mormântul lui e gol. 2. Mântuirea se primește în dar prin credința în Iisus Hristos, timp în care în toate celelalte religii se primește prin merite personale. Numai creștinismul oferă mântuirea în dar. Ceilalți, la treabă. Sigur că un om nu se poate mântui singur, că dacă ca singur într-o groapă adâncă, nu poți să ieși singur, trebuie să-ți dea cineva o frânghie. 3. Mântuitorul Iisus Hristos trăiește în inima omului credincios alături de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în timp ce în toate celelalte religii Dumnezeu este departe de cel credincios. Numai Dumnezeul creștinilor are părtășie, evit cuvântul intim ca să nu se înțeleagă altceva. În biserică nu se înțelege, dar pentru oamenii din lume există riscul că sunt denominații care cred în tot felul de lucruri între Eva și Adam și Duhul Sfânt și oamenii sunt fără limite în nebunia imaginației lor. Apoi, în al patrulea rând, în creștinism, faptele bune ale credinciosului sunt făcute pentru că e deja mântuit. În toate celelalte religii, faptele credinciosului sunt făcute ca să fie mântuit. Pe noi faptele bune nu ne mântuiesc, ci dovedesc că suntem mântuiți. Noi trebuie să le facem nu ca să devenim mântuiți, ci trebuie să le facem pentru că deja suntem mântuiți și oamenii deja mântuiți trăiesc într-un anumit fel, care se reflectă prin fapte, faptele credinței. Pe noi ne mântuiește credința, nu faptele, dar credința care ne mântuiește produce fapta care o confirmă, adică confirmă mântuirea. Care sunt diferențele concrete între creștinism și religie? Numărul 1. Creștinismul e unic, religia e diversă. Creștinismul este unic prin faptul că nu acceptă alternative la mântuire. Cu excepția islamului, orice religie de pe fața pământului recunoaște. Spre exemplu, budismul spune așa: budismul este doar un mod de a deveni mântuit. Hinduismul, care e budismul oamenilor bogați din India, spune: hinduismul este doar un mod de a deveni mântuit. Creștinismul nu e o cale. Este calea articulat. Nu e o cale. Când Hristos spune eu sunt calea, pur și simplu ocupă tot spațiul prin care se poate trece. Budismul spune eu sunt o cale, confucianismul la fel. Apoi, creștinismul este ce suntem, religia este ce facem. Religia e lucru omului pentru Dumnezeu, creștinismul este lucrul lui Dumnezeu pentru om. 3. Creștinismul caută să placă lui Dumnezeu, religia caută să placă oamenilor. Iisus i-a criticat și i-a zis: vai de voi, fariseilor, voi umbla să placeți oamenilor și să smulgeți plecăciunile lor. 4. Creștinismul schimbă viața, religia schimbă aparențele. 5. Creștinismul ne face aparținători împărăției lui Dumnezeu. Religia ne face aparținători unei organizații. Eu sunt de 2000 de ani creștin în oarecare fel. Creștinismul cere viața, religia cere doar sărbătorile.
Dacă ești membru al unei biserici istorice, am uitat să spun că în 1054 cele două biserici care s-au format se numesc istorice. Când veți auzi de biserici istorice, este vorba despre ortodoxă și catolică. Când veți auzi despre protestante, sunt alea din 1500 de la vremea lui Luther. Și când veți auzi de neoprotestante, sunt cele din secolul XIX. Închid paranteza și revin. Creștinismul ne face sau înseamnă primirea unei noi naturi. Hristos spunea, te vei naște din nou, vei fi o făptură nouă. Religia îmbunătățește o natură veche. Spun oamenii, mă las de țigări, mă port un pic mai frumos cu nevasta și ce? Vei fi nefumător. Păi iadul va fi plin de nefumători. Noastră credeți că dacă cineva se lasă de țigări, acum merge în cer? Și ce face cu pachetele, o basculantă, un tir întreg care le-a fumat până acum? Pe alea cine le rezolvă? Noi trebuie să ne lăsăm de țigări, dar să ne iasă din minte că dacă nu mai suntem fumători și devenim nefumători, acum dintr-o dată suntem oameni credincioși. Noi avem două probleme de rezolvat, cea a trecutului care e încuiat și nu mai putem intra în el decât Hristos cu sângele lui ca să-l rezolve, și o problemă prezentă în perspectiva viitorului. Că și dacă suntem iertați în seara asta și nu murim ca tâlharul de pe cruce, mâine când ne trezim ne vine iar dorul, și dacă nu ne oprim, nu învățăm înfrânarea. Fraților, noi suntem mântuiți acum prin, suntem mântuiți astăzi prin moartea lui Hristos, dar dacă mâine ne trezim, vom rămâne mântuiți prin moartea noastră, moarte față de țigări, moarte față de alcool, moarte față de pornografie, moarte față de femeile altora. Nu doar Hristos trebuie să moară pentru noi, și noi trebuie să murim. Că dacă suntem vii față de păcat și cochetăm cu el, Hristos ne-a iertat ieri și noi ne murdărim din nou astăzi. Creștinismul este un dialog. Religia e un monolog. Numai în creștinism Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Creștinismul crede că doar Biblia este cartea divină. Religia crede că sunt și alte cărți care sunt divine. Creștinismul ne îmbracă în neprihănirea Domnului Isus. Religia ne îmbracă în neprihănirea personală. Creștinismul depinde de credința mea personală în jertfa Domnului Isus Hristos. Religia depinde de puterea faptelor pe care eu le fac înaintea lui Dumnezeu ca să-i câștig bunăvoința. Dar de ce trebuie să mă pocăiesc? Nu fumez, nu beau, n-am divorțat, pentru ce trebuie să mă pocăiesc? Când un om spune așa, să vă speriați de sărăcia cunoștinței lui de Dumnezeu. Omul acesta nu pricepe nimic din ce spune Biblia. El e un om religios care are impresia că doar să curvești sau să divorțezi, să fumezi și să bei sunt cele trei păcate care te bagă în iad. Dacă așa ar fi, nu 5 din 10 și 1 din 2, și 9.9 din 10 și 1.9,9 din 2 vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar peste tot întâlnim jumătate da, jumătate nu. Ajungând în locul acesta și apropiindu-ne de timpul în care trebuie să încheiem, ajungem și la cea de-a doua parte a ce am pregătit să vă spun în această seară, religie și relație. Și aș vrea să introduc tema aceasta afirmând faptul că Domnul Iisus a venit pe pământ în calitate de mântuitor ca să ne împace pe noi cu Dumnezeul cu care eram certați. La evanghelizare spun întâmplarea potrivit căreia un copil s-a supărat pe părinți, l-a bătut pe taică-s-o și a fugit de acasă. Mama s-a mai comunicat cu el prin scrisori, o întâmplare probabil de demult când nu exista metode electronice, și după o perioadă lungă de timp în care el n-a comunicat cu tatăl și nu mai vrea să se întoarcă acasă, a aflat că maică-sa e pe moarte și a scris o scrisoare și a întrebat dacă poate să vină să o vadă. A răspuns că poate să vină, a trimis din nou o scrisoare și i-a spus că, ca semn că mă veți primi, vreau un pomul din fața casei, unde mă jucam eu când eram copil, să agățați un prosop de culoare albă și când vin cu trenul și trec prin fața casei până la gara din sat, atunci voi vedea semnul că mă primiți și o să cobor să vin acasă. Când a ajuns în dreptul casei, a văzut multe prosoape albe sau alte cârpe sau haine de culoare albă puse acolo ca un semn abundent că e primit, a mers acasă, maică-sa era întinsă pe o laviță, era aproape să-și dea duhul, taică-sa era într-o parte, el a mers în alta, cealaltă,
Și maică-sa, cu un ultim efort, a luat mâna tatălui ei, mâna soțului ei, a tatălui băiatului, care acum era un bărbat în toată regulă, a luat și mâna lui de partea cealaltă și în timp ce și-a dat Duhul, a împreunat mâinile lor pe pieptul ei. Și așa a murit. Și când s-au trezit, ei se uitau unul la altul. Și așa s-au împăcat. Ei, am folosit întâmplarea aceasta, care nu știu dacă e reală sau imaginară, ca să vă spun că așa ne-a împăcat pe noi Hristos cu Dumnezeu. El nu ne-a adus undeva în zona lui Dumnezeu. El ne-a pus față în față cu Dumnezeu, să ne uităm în ochii Lui și să ne dăm seama de toată mizeria din trecutul nostru și să înțelegem că această mizerie ne separă de Dumnezeu. Dar dacă îl primim pe Hristos, Hristos dă la o parte prin sângele Său, că de-aia a murit, să aibă capacitatea să măture, să spele mizeria asta și pe noi să ne repună într-o stare de împăcare, de relație cu Dumnezeu Tatăl. Numai așa un om va fi mântuit. Atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu, frați și surori, vreau să spun că toți oamenii, creștini sau necreștini, au un anumit tip de relație cu Dumnezeu. Și o să vă dau câteva exemple. Sclavi care fug de stăpânul lor. Asta este o anumită relație. Sunt sclavi care fug de stăpânul lor? Da. E și asta o relație, fugar. Sunt astăzi oameni care fug de Dumnezeu? Da. E și asta un tip de relație cu Dumnezeu. Că de ce fug de Dumnezeu? Știu că există. Nu poți să fugi de cine nu există, nu? Nu fugi de un câine care nu e prezent, că înseamnă că e grav. Copii care au plecat de acasă. De unde au plecat de acasă? Sunt oameni care au plecat din prezența lui Dumnezeu? Da. E și asta un tip de relație. Creaturi care neagă existența lui Dumnezeu? E și asta un tip de relație. Batjocoritori care îl disprețuiesc pe Dumnezeu. Oportuniști care caută împărăția lui Dumnezeu după cum sunt pompierul când ți-a luat foc casa. Nu sunt pompierul să participe la ziua de naștere sau la revelion, dar sunt când ți-a foc casa. Doamne ferește că... Mulțumim Domnului că nu ne-a luat foc casele, dar dacă se întâmplă vreodată, să știți că pe ăștia trebuie să-i chemăm. Ei, unii îl folosesc pe Dumnezeu în maniera asta. Când ia foc ceva, dacă ia vreodată în viață, se roagă. Dar dacă casa n-a luat foc, n-au nevoie de Dumnezeu. Asta este o pocăință pompieristică și asta nu aduce mântuire. Asta rezolvă o problemă. Se stinge casa, poate te vindecă Dumnezeu, poate ți-aduce un copil înapoi, poate, poate. Sunt mulți oameni care caută împărăția lui Dumnezeu, Matei 6:33, și mulți predicatori citesc în Biblie așa. Poate că nu-i frumos să spun că citesc greșit, dar nu știu cum să spun, că în afară de corect și greșit nu mai există un alt fel. Citesc doar că Dumnezeu a zis că căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Fraților, Biblia nu scrie așa ceva. Dumnezeu nu s-a angajat niciodată față de noi să ne dea toate celelalte lucruri. Vă spuneam ieri că predicatorul ăla din Texas, care are o biserică de 30.000 de oameni și care el spune că atunci cum te pocăiești, cum te îmbogățești, numai la ăla toate, Dumnezeu a promis toate celelalte lucruri. Știți cum scrie în Biblie? Citiți pe asta să vedeți cum scrie. Zice toate aceste lucruri, care aceste? Alea care le-a pomenit mai devreme, acoperiș, îmbrăcăminte, mâncare și apă. Că de asta depinde existența. Nu toate celelalte, că celelalte înseamnă cozonac, nu pâine. Cafea, nu apă. Și lista continuă. Biblia spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Îmi place să fac această afirmație, toți oamenii caută împărăția lui Dumnezeu, și ortodoxi, că de-aia sunt ortodoxi, și catolici, că de-aia sunt catolici. Toți caută împărăția lui Dumnezeu, dar nu caută prin metoda neprihănirii, căutați împărăția și neprihănirea. Ei caută împărăția crezând că e ceva ce îl pot avea indiferent de stilul lor de viață. Curvesc, fumează, beau, mint, fură, trăiesc fiecare cum poate, cum se descurcă. Dar caută împărăția lui Dumnezeu. Ei nu înțeleg că e nevoie de Hristos să vină și să le ierte urâtul din trecut, iar din prezent încolo să se sfințească ei prin puterea lui Dumnezeu. Și să trăiască în puritate în absența păcatului. Și așa au parte de mântuire. Și vreau să spun două vorbe despre tipuri de relaționare a omului cu Dumnezeu. Și să spun că sunt oameni care relaționează cu Dumnezeu în ignoranță, este o relație de ignoranță. Deși oamenii care nu se încadrează în această categorie au auzit despre Dumnezeu, ei refuză să dea curs nevoii de Dumnezeu. Sunt oameni care au auzit de pocăință, sunt rude de ale noastre, le-am adus la adunare, au ascultat o predică, 10, 20, dar nu vor să facă ceea ce știu că trebuie. Au puterea să reziste chemării harului pocăinței.
Apoi există relație de cunoștință. Cei mai mulți dintre contemporanii Domnului l-au văzut în mod fizic, dar asta nu înseamnă că s-au pocăit. Domnul spunea, mă căutați că ați văzut pâine înmulțită și minuni făcute, dar nu vă arde de pocăință, vă arde să vă împliniți interesele. Relație unidirecțională, adică ne place să vină Hristos ca mântuitor să ne ierte, dar nu ne place să vină Hristos ca Domn să ne poruncească. Doamne, iartă-mă, te primesc ca mântuitor. Și după ce îl iartă Dumnezeu, el tot ca înainte trăiește. Păi, dacă l-ai primit ca mântuitor și ți-a iertat păcatul, primește-l și ca Domn să spună, aruncă țigarea, aruncă-o! Asta înseamnă, îl primim pe Domnul ca mântuitor, dar îl primim pe Domnul și ca Domn. Cei mai mulți oameni îl primesc ca mântuitor. Nu toți aceștia îl primesc ca Domn. Ca Domn înseamnă să-i ascultăm poruncile. Ca mântuitor înseamnă să-i primim mântuirea, care nu ne costă nimic. Într-o seară ridicăm mâna și gata. Relație de ucenicie. Pentru ucenici Domnul Iisus Hristos era Mesia și El umbla cu ei. Asta înseamnă o relație, nu doar o întâlnire la nivel de eveniment. Relația presupune proces. O întâlnire accidentală presupune eveniment. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să spunem două, trei cuvinte și tipuri de relație a lui Dumnezeu cu omul. Gândiți-vă la relația dintre Dumnezeu și om, prezentată, exemplificată în câteva metafore din Biblie. Gândiți-vă la următoarea metaforă, tată, fiu. Toate aceste metafore pun în evidență o coloratură de variante, de valențe, de culori. În general, bărbații, eu sunt unul dintre ei, nu mă pricep la culorile alea care sunt în amănunt. Știu galben, roșu, albastru, să spun, dar alea așa amestecate în nuanțe, nu știu să le spun. Ei, aceste metafore prezintă tot peisajul acesta foarte colorat ca să înțelegem întregul, că întregul e atât de mare încât nu poate fi văzut dintr-o privire, ci trebuie să-l fotografiem și din peretele ăsta, și din ăla, și din ăla, și din ăla. Și avem atunci o privire de ansamblu a clădirii, că altfel vedem numai intrarea din față și în spate nu știm cum arată. Atunci când vorbim despre relația tată-fiu, citim în Biblie că, spre exemplu, Romanul 8:14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul sunt fii ai lui Dumnezeu. Și putem să dezvoltăm asta, Dumnezeu ne-a făcut pe noi fiii lui. Asta înseamnă că El nu-i Dumnezeu pentru mine, este și tată pentru mine. Una e să fie doar Dumnezeu și una e să fie și Tată. În poziția mea de fiu, eu nu mă duc la Dumnezeu doar ca individ. La Dumnezeu mă duc ca și muritor, dar la Tatăl meu mă duc ca fiul Lui. Dacă eu și vecinul meu merg acasă la mine și întâlnim pe tata, numai pentru mine e tată, pentru colegul meu, vecinul meu, e doar vecin. E foarte important să-i putem spune lui Dumnezeu Tatăl. Astăzi termenul de Dumnezeu este ca o gaură neagră, acceptă orice, este de fapt un nume simbolic, generic. Astăzi nimeni nu e împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este și Dumnezeul musulmanilor și Dumnezeul hindușilor și al tuturor. Divinitatea în general poartă numele generic de Dumnezeu, dar când ai spus Iisus, toți au luat foc, pentru că Iisus este mântuitorul creștinilor. Nimeni nu țipă dacă folosești cuvântul Dumnezeu în public. Nimeni nu va zice, domne, eu nu cred în Dumnezeu, 15% ateii. Restul toți spun, cred în Dumnezeu, dar când îl întrebi în care Dumnezeu crezi, în Iisus crezi? Nu, în Iisus nu cred. Mântuirea vine prin Hristos, pentru că Dumnezeu e judecătorul, Hristos e avocatul. El te scapă din fața judecătorului în fața căruia ești vinovat. Un fiu este moștenitorul tatălui. El este primit la sânul tatălui. Un tată nu își îmbrățișează vecinii, dar își îmbrățișează fiul. Dacă te simți fiu, simte îmbrățișarea lui și când mergi la spital, și când îți spune doctorul despre un diagnostic mai greu de auzit, și când treci printr-o perioadă în care n-ai suficienți bani, și când îți fuge un copil de acasă, simte îmbrățișarea Domnului. Dumnezeu te trece și pe sus și pe jos ca să te învețe lecțiile vieții. Mie niciodată nu mi-a plăcut matematica, dar n-am putut să scap de ea, că știți bine că e obligatorie. Dar și ea este necesară, că să nu știi cât faceți 2 plus 2, e destul de jenant la 50 de ani. Ei, tot la fel, Dumnezeu îți dă cursuri care nu-ți plac, dar e jenant să nu le iei.
În afară de metafora aceasta, tată-fiu, este și o altă metaforă, stăpân-rob. Spune Scriptura, caut eu în clipa asta bunăvoința oamenilor sau a lui Dumnezeu? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Iisus Hristos. Noi nu trebuie să fim doar fiii lui Dumnezeu, că e plăcut să fiu fiu. Cui dă tata ciocolata? La fiu, dar la rob ce-i dă? La rob îi dă spală și farfurie aia. Păi numai ce am spălat 1000. Și pe asta, și după ce a spălat-o, dă să bea și la vacă, și la capră, și la... Păi sunt obosit. Și Evanghelia spune prin Domnul Iisus, păi nu e așa că robul vine de la câmp, face totul prin casă și după ce a făcut totul prin casă, face totul și pe afară și face tot ce mai e de făcut și după miezul nopții se culcă și la 5 în picioare, că robul-i rob. E, fii ne place cu tata, dar rob cu stăpânul, ha? Nu putem scăpa, e o valență care exprimă relația noastră cu Dumnezeu. Americanii au venit cu creștinismul ăsta al îmbogățirii. Nu ne mai îmbolnăvim dacă ne pocăim. Mă, oameni buni, ascultați-mă. Nu are nicio legătură una cu alta. Nici bogăția nu are legătură cu pocăința și nici boala prea mult nu are legătură cu pocăința. Dacă ne pocăim, putem foarte bine să ne îmbolnăvim. Și dacă ne pocăim, putem foarte bine să rămânem sărași până la sfârșit, că dacă ăla e harul nostru, Doamne ferește să-l pierdem. Dumneavoastră aveți impresia că eu glumesc, dar eu nu glumesc când vă spun. Fraților, și pocăința e un har pentru oamenii cărora vrea Dumnezeu să le-o dea, știind că în felul ăla ei sunt credincioși și eficienți. Că nu-i ușor să fii sărac, după cum nu-i ușor nici să fii bogat. Mai este încă o metaforă, prietenie-prieten. Observați, suntem fiii tatălui, suntem robii stăpânului, suntem prietenii prietenului. N-a spus Domnul Iisus că vă numesc prietenii mei, v-am făcut părtași la toate secretele mele. Mai este și soț-soție. Asta știți că în Vechiul Testament Dumnezeu, soțul, poporul, soția. În Noul Testament, biserica mireasa, mirele Iisus Hristos. Este și asta o metaforă. Asta nu înseamnă că noi suntem nevasta lui Dumnezeu. Nu e vorba, e vorba despre o comparație aici. O metaforă. Metafora e o figură de stil. Adică ne ajută să înțelegem ceva anume. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să ne lăsăm un minut, două, cinci de rugăciune și să spun, apropiindu-mă de încheiere, despre aparențe care înșeală ale relației cu Dumnezeu. Sunt anumite tipare comportamentale pe care noi le căutăm la oameni și dacă îi vedem că le practică pe unul sau pe mai multe dintre ele, mintea noastră zicem așa, ăsta e pocăit. De câte ori nu m-am înșelat eu zicând că e pocăit pe careva că l-am văzut la rugăciune? Și dacă vine la rugăciune, ce? Nu v-am spus că musulmanii se roagă de 5 ori pe zi? Aparențe înșelătoare ale relației presupuse cu Dumnezeu. Sunt anumite lucruri care pot crea în mod real aparență. Unul dintre ele, moralitatea vieții. Sunt oameni buni care nu-s pocăiți. Sunt oameni cinstiți, morali, serioși, oameni care se țin de cuvânt, oameni cărora nu le trece prin cap să divorțeze, oameni care nu consumă alcool, care nu fumează, oameni punctuali, care nu-s pocăiți, fraților. E adevărat că noi spunem mai în glumă, mai în serios, că nu ești departe. E adevărat că nu e așa departe, că dacă s-ar pocăi, ar fi mai ușor. Dar dacă nu înțelege Evanghelia, e la fel de departe de cruce cum este cel mai mare bețiv sau drogangiu din lumea asta. Sunt aceste aparențe ale noastre de a-i califica pe oameni și dacă îl vedem așa un om mai moral în practica vieții, în obiceiurile vieții, în comportamente și atitudini, noi ușor îl simpatizăm și credem despre el că s-ar putea să fie pocăit. Cam așa ar trebui să fie un pocăit, dar sunt și nepocăiți care sunt așa. Cinste lor că sunt așa, dar asta nu înseamnă că sunt mântuiți. Mântuirea nu înseamnă moralitate, frați și surori. Mântuirea include moralitatea, dar nu se rezumă la moralitate. Moralitatea este doar, vă puteți imagina o tablă de șah? E doar una dintre pătrățelele alea, atât. Apoi, cunoașterea Bibliei. Sunt oameni care cunosc Biblia și nouă ne trece prin cap că dacă o cunosc, o și împlinesc. Nu știți cum s-a născut în limba română proverbul că fă ce zice popa, dar
nu face ce face popa. Dacă nu o știe, cum o zice? Păi o știe și o zice. Nu toți oamenii care știu voia lui Dumnezeu împlinesc voia lui Dumnezeu. Oamenii de știință spun, și dacă ei spun așa, aproape că îi credem, că un om împlinește doar 18% din cât știe. Și 82% nu le împlinește. Și secretul de a le împlini este să mai înveți încă 100 mai mult și încă 100 mai mult și așa mai departe. Apoi, slujirea. Saul din Tars credea că îl slujește pe Dumnezeu și când se întâlnește cu Domnul pe drum, cu Domnul pe drumul spre Damasc, îl întreabă, dar tu cine ești și ce vrei să fac? Și el îl slujea. De ce s-a dus el la Tars? El a crezut că merge în numele Domnului. De ce a făcut el teologia la picioarele lui Gamaliel? A crezut că îl servește pe Domnul. De ce a luat el licența și doctoratul și era el mai mare din generația lui, șef de promoție? Credea că îl slujește pe Domnul. De ce s-a dus înconjurat de soldați și nervos la maxim să nimicească mișcarea creștină? Credea că îl slujește pe Domnul. Fraților, sunt mulți oameni care cântă, care dau bani, care fac o slujbă în biserică și ei fac lucrurile astea în manieră recompensatoare. Adică ei cred că dacă dau 100, li se mai iartă niște păcate, dacă cântă o cântare, li se mai iartă niște păcate. Fraților, terminați cu doctrina indulgențelor. Păcatele sunt iertate prin mărturisire și părăsire, nici măcar prin mărturisire, prin mărturisire și părăsire. De aceea noi trebuie să ne mărturisim păcatul și să-l părăsim ca să scăpăm de el. Noi trebuie să dăm bani la biserică, dar dăm bani nu ca să ni se ierte păcatele. Și trebuie să slujim, dar nu ca să ni se ierte păcatele. Credeți-mă că nu face nicio diferență slujirea în ceea ce privește iertarea păcatelor. N-am timp să vorbesc despre 1 Corinteni, capitolul 3, de parcă aș trebui să vorbesc despre toate lucrurile, de parcă numai eu sunt singurul predicator de pe pământ. Dar uitați-vă dumneavoastră în 1 Corinteni, capitolul 3, ce spune Scriptura, că există o categorie de oameni care slujesc și astăzi sunt mulți oameni care spun așa, Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Fraților, noi când folosim tiparele astea verbale, automatismele astea, noi le și gândim. Zice, Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Fraților, viața veșnică nu-i răsplată, că dacă ar fi răsplată, în veci n-am primit-o. Viața veșnică-i dar. Noi nu suntem răsplătiți pentru mântuire, noi suntem răsplătiți pentru fapte. Prin credința noastră suntem mântuiți, prin faptele noastre primim răsplată. Pentru faptele, pentru osteneala dragostei și pentru faptele credinței vom primi răsplată, dar nu viață veșnică. Noi nu ne câștigăm viața veșnică slujind, noi ne câștigăm viața veșnică crezând în Domnul, pocăindu-ne și trăind în puritate. Amen. Și slujindu-L pe Domnul în pocăință, în credință și în puritate, pentru ostenelile dragostei vom primi răsplată. Cununa e direct proporțională cu această osteneală în dragoste, cu această slujire. Domnul ne va răsplăti pentru slujire. Dacă suntem mântuiți, că nu ne-am duce în rai ca să primim răsplată și apoi ne ducem în iad, că acolo merităm că n-am fost mântuiți. Să știți că lucrurile care par simple sunt complexe și sunt adânci. Biblia e o carte care se pretează la următoarea percepție, oriunde ești, ai impresia că o cunoști. Cunoașterea păcatului. Sunt oameni care acceptă păcatul, acceptă că au păcătuit, îl mărturisesc, dar nu îl părăsesc. În fiecare seară își cer iertare lui Dumnezeu și în fiecare dimineață îl repetă. Și până la urmă se resemnează spunând, de ce să-i faci, așa sunt eu? De parcă nu știe că el ar trebui să se pocăiască, asta să facă. Ce să faci, că așa sunt eu? Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-are încotro. Trebuie să mă primească așa păcătos cum sunt, că am avut senzația că nu mă pot pocăi de păcatul ăsta. Fraților, păcatul e păcat de orice fel, însă una este să cazi deodată într-un păcat, să-l mărturisești și să-l părăsești și alta este să rămâi jos și să trăiești în păcatul acela până la sfârșitul vieții, legat în păcatul ăla, robit de păcatul ăla, dependent de păcatul acela. E o mare diferență ca de la cer la pământ. Din când în când, fiecare dintre noi cădem deodată într-un păcat, alunecăm deodată într-un păcat. Dar alta este să trăim în păcatul ăla, adică să fim fumători, să fim bețivi, să fim bârfitori, căruia nu i-a scăpat odată o vorbă necugetată pe care a regretat-o. Probabil la fiecare. Căruia nu i-a trecut odată prin gând câteodată prin minte un gând rău.
Dar alta este să te gândești în fiecare zi ca un profesionist, ca un specialist la treburile astea? După 20 de ani de pocăință, după 50 de ani de pocăință? E ca și cum practici de 50 de ani o meserie și în anul 51 iar te duci să întrebi, dar șurubul ăsta așa se înfiletează sau așa? După 50 de ani de înfiletat șuruburi, pui întrebarea asta? Păi iartă-mă, înseamnă că nici nu există răspuns la întrebarea asta. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, trebuie să spunem că adevărata relație cu Dumnezeu demonstrează adevărata relație cu Dumnezeu. Și asta înseamnă pocăință. Pocăința implică regret, e pocăința de la nivelul minții, cognitivă, rațională. Remușcare e pocăința de la nivelul sentimentelor. Și renunțare, care e pocăința de la nivelul voinței, o pocăință complexă arată așa, la nivelul minții sub formă de regret, la nivelul inimii, sentimentelor, afecțiunii sub formă de sentiment și la nivelul voinței, că asta finalizează regretul și remușcarea. Că dacă n-ai voința să faci ce simți și gândești, gândește așa și simți așa toată viața și tot acolo rămâi. Nașterea din nou, sfințirea, toate lucrurile acestea demonstrează voia lui Dumnezeu pentru noi. Umplerea cu Duhul Sfânt și înzestrarea cu daruri duhovnicești, dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni, împlinirea poruncilor divine, glorificarea lui Dumnezeu într-o viață de puritate, practicarea disciplinelor spirituale, asta înseamnă post, rugăciune, citirea Bibliei, părtășia cu sfinții, meditația, memorarea cuvântului lui Dumnezeu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, am vrut în această seară să spun două, trei vorbe despre uriașa diferență între religie și cei mai mulți oameni de pe pământ să mulțumesc cu ea, fără să înțeleagă care e diferența între ea și relație. Religia este ceea ce pot eu să fac pentru Dumnezeu, părându-mi se că îl mulțumesc cu gesturile mele, cu liturghiile mele, cu dărniciile mele, cu mătăniile mele, cu cruciulițele mele agățate la gât sau la oglinda retrovizoare a mașinii, în timp ce Dumnezeu mă cheamă pe mine să mă apropii de El, să-L cunosc, să mă îndrăgostesc de El, să-L îmbrățișez și să trăiesc restul vieții în prezența Lui. Și ca o vorbă de încheiere, să vă spun din nou ce vă spuneam ieri seară. În prima seară, Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne întâlnim cu El pentru două lucruri. Ne cheamă să ne întâlnim cu El pentru împăcare, pentru restaurare, pentru iertare, asta se numește ispășire. Și pentru închinare. Ori de câte ori venim înaintea Domnului, aceste două lucruri le urmărim. Primul lucru, am nevoie de un moment de rugăciune în care să-i spun, Doamne, regret faptul că i-am răspuns răstit soției. După 31 de ani de căsătorie, că de atâtea ori, de mii de ori am zis că o să fiu mai atent, din nou am ridicat glasul și tu nu l-ai ridicat, nici pe uliță, eu îl ridic în casă. Și îmi pare rău și am nevoie să-mi fixez relația spirituală personală cu Domnul. Păi după 30 de ani de pocăință să nu mă ocup de finalizare, păi câți ani o să lucrez la construcția asta? Tot la fundație sunt. După 30 de ani de construcție la o casă, tot la fundație sunt. Nu cumva ar trebui să ne ocupăm de finisaje? De zugrăvel, de pus becuri, adică de încheiere. Când ne întâlnim cu Domnul, ispășirea este primul lucru. Să ne rezolvăm problemele care sunt puncte negre pe haina albă. Și al doilea lucru, ieșim din starea asta și începem să ne închinăm mulțumindu-i, admirându-l, fiind bucuroși, recunoscând și adorându-l că e Domnul care ne-a făcut sfinți, copiii săi, robii săi, mireasa sa. Iar când terminăm închinarea în prezența sa, mergem în slujbă, fiecare după darul și după puterea pe care am primit-o. Asta este strategia vieții unui om care trăiește în relație cu Dumnezeu. În această seară mă uit la dumneavoastră și vă întreb, sunt oameni aici care au religie și poate sunt premianți în religia care o au, sunt consecvenți și serioși cu religia pe care o au, dar nu au o relație cu Domnul Iisus Hristos Mântuitorul? Dacă da, aceasta este ziua în care Dumnezeu te-a chemat și ți-a spus lucrurile pe care le-ai auzit, ca să înțelegi că soarta dumitale nu e în mâna Lui, e în mâna dumitale. Dumnezeu nu se poate pocăi în locul dumitale. El a proiectat mântuirea, a realizat-o și acum vrea să o aplice. Trebuie să-ți revendici moștenirea pe care vrea să ți-o dea.
Sunt oameni aici care vor să intre într-o relație personală, spirituală, conștientă cu Dumnezeu? Dacă da, acesta este timpul potrivit și este locul potrivit. Iar cei care deja sunt de mai puțin sau de mai lung timp într-o relație cu Domnul, atunci să se gândească că vechimea relației cu Domnul ar trebui să îi transforme în niște specialiști ai Domnului pentru împlinirea intereselor din împărăția Domnului. Și vrea să stăm înaintea Domnului în rugăciune și cei care vor să se pocăiască, să folosească prilej. S-ar putea un accident să fie ultimul eveniment la care ești viu. S-ar putea o venă de la inimă care nu știi că e înfundată să se blocheze. Te rog, rezolvă-ți problema eternității, fii serios cu lucrul ăsta, teme-te de Dumnezeu că într-o zi inima asta ți se va opri, indiferent de vârstă. Dacă ai doar religie, sări în brațele Domnului, cunoaște-L și intră într-o relație cu El. Iar dacă ai deja o relație, asigură-te că primești dragostea Domnului și îi dai respectul, adorarea, închinarea, recunoștința și toată inima ca să-L slujești pe Domnul cu toate ostenerile care se cer, pentru că într-o zi se va întoarce cu răsplata. Și eu, un om nebăgat în seamă în lumea asta, directorul Universului îmi va spune mie așa și se va uimi o lume întreagă și diavolul, care nu știa că Domnul m-a iertat de rușinea mea din trecut. Vino, rob bun credincios, și moștenește împărăția care ți-am pregătit-o. Aia va fi ziua încununării credinței mele în Hristos și la toată osteneala și la toată înfrânarea pe care am reușit și eu să o pun la picioarele Domnului. Ăsta este premiul pentru faptul că am răspuns chemării Lui, a faptului că L-am urmat și uneori mi-a fost așa de greu și uneori mi-a fost chiar rușine. Dar este ceea ce îmi va da El, că am răspuns prezent când m-a chemat. Dacă în momentele astea n-aș fi mântuit, aș fi cel mai nenorocit dintre oameni, pentru că n-am reușit să strâng nimic în viață. Nu-s milionar, nu-s miliardar, am tot ce trebuie, dar doar ce-mi trebuie. Dar dacă n-aș fi mântuit să trăiesc veșnic cu Domnul în împărăția Lui, toată viața mea ar fi fost doar un urât de care n-am putut să scap. Te chem în această seară, rezolvă-ți problema aceasta în funcție de felul în care ești în situația în care te afli. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm împreună. Tot poporul ne rugăm Domnului.